Pedeapsa cu închisoarea, o resursă pentru clasa a șaptea. În întreaga lume, oamenii condamnați pentru infracțiuni grave sunt închiși pentru mai mulți ani, uneori chiar pe viață. Privarea de libertate este o măsură foarte gravă și instanțele de judecată trebuie să motiveze acest lucru. Dar oare de ce sunt condamnați oamenii la pedeapsa cu închisoarea? Unul dintre motive ar fi prevenirea. Persoanele care comit infracțiuni, infractorii, sunt îndepărtați din societate ca să nu mai poată face rău oamenilor sau să comită alte infracțiuni. Un alt motiv este acela de a descuraja. În general, oamenii renunță să încalce legea dacă se tem că vor fi prinși și condamnați la pedeapsa cu închisoarea. Un alt motiv ar fi acela al reabilitării, în sensul că scade riscul ca infractorii să comită alte infracțiuni în viitor, fiindcă în închisoare primesc ajutor și capătă abilități noi ca să poată câștiga bani în mod legal. Dar este cu adevărat eficientă închisoarea? Nu toți oamenii apreciază ca fiind suficient de bune motivele enumerate. Există foarte multe controverse legate de faptul că închisorile nu sunt eficiente sau nu sunt drepte. Unele opinii susțin că dacă închizi la oaltă un grup de infractori, îi ajuți să afle cum pot comite alte infracțiuni în viitor. Potrivit altora, închisorile sunt foarte scumpe. Banii aceștia ar putea fi utilizați pentru educație, pentru a-i ajuta pe oameni să nu devină infractori. Deseori, închisoarea poate fi periculoasă. Mulți deținuți trăiesc cu teama că alți infractori sau chiar gardieni i-ar putea agresa. Există oare și alternative în locul condamnării la închisoare? Desigur, o alternativă este recalificarea. Unele cursuri îi pot ajuta pe infractori să-și schimbe stilul de viață, de exemplu, cursurile de condus în cazul celor care au încălcat grav regulile de circulație. O soluție ar fi munca în folosul comunității. Prestarea unor activități utile pentru comunitate, precum strângerea gunoaielor, amenajarea unor spații verzi, ștergerea inscripțiilor de pe ziduri, etc. De asemenea, monitorizarea infractorilor, adică purtarea unui dispozitiv electronic care ar permite poliției să urmărească mișcările infractorilor, astfel încât să fie prevenite alte infracțiuni. Care este părerea ta? Închisorile ar trebui desființate? Oferă cel puțin trei argumente. Consideri că sunt mai potrivite alternativele la pedeapsa cu închisoarea? Răspunde cu ajutorul a cel puțin trei argumente. O resursă educațională în cadrul proiectului CRED.